Anii 90 ai secolului trecut au însemnat perioada de aur pentru Naționala României. Prestațiile tricolorilor la turneele mari au făcut pe românii de pretutindeni să iasă în stradă de fericire și nebunie. A fost o echipă mare construită din sportivi cu verticalitate, deprinși să-și dea viața pe teren pentru țara lor și pentru emblema pe care o reprezintă. Iar unul dintre aceștia, fără îndoiele, era Gică Popescu, un fotbalist versatil, capabil să acopere mai multe poziții în teren cu flerul și fizicul său inepuizabil. Jucând în aceeași perioadă cu multe legende ale fotbalului românesc, Baciu a fost desemnat de 6 ori cel mai bun fotbalist al României. Dintre ele, 4 onoruri au venit la rând, din 1989 până în 1992. A câștigat aproape toate trofeele posibile, a fost capitanul Barcelonei, pe lângă Spania, a mai evoluat și în Anglia, Italia sau Germania. De asemenea, a mai devenit și campion al României, al Turciei și al Olandei. Prieteni, eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi și hai împreună să facem un mic voiaj prin cariera marelui Gică Popescu. În 9 octombrie 1967, în vreme ce faimosul revoluționar argentinian Ernesto Che Guevara era capturat și executat de forțele speciale ale Boliviei, undeva departe, după ocean, prin Oltenia, în municipiul Calafat, se năștea un viitor mare fotbalist, Gheorghe Popescu. Avea să meargă la școala numărul 2, îndrăgea orele de fizică, dar și fotbalul. Pe măsură ce avansa în vârstă, legile lui Faraday își pierdeau din însemnătate, în schimb, dragostea față de balonul rotund creștea cu viteza luminii. Gică mai avea o mare pasiune în copilărie, e vorba despre pescuitul alături de tatăl său, despre care își amintește mereu cu mare plăcere. În copilăria noastră asta a însemnat fotbal, la liceul de lângă casă, la stadionul din oraș și partidele de pescuit și momentele pe care le petreceam la Dunăre. Primii pași în direcția fotbalului Gică i-a făcut la vârsta de 11 ani în componența echipei locale Dunărea Calafat. Acolo se antrena în liniște și nici nu spera că la 17 ani, în 1984, va fi chemat de cei de la Universitatea Craiova. Puștiul s-a descurcat foarte bine la probe și a fost înscris în școala sportivă a Leilor din Bănie, unde a dat dovadă de o maturitate impresionantă în jocul său, așa că peste câteva luni Mircea Rădulescu a luat decizia de a-l promova pe Gică în echipa mare, alături de super vedete precum Silviu Lung, Rodion Gămătaru sau Costică Ștefănescu. În acel moment, Popescu nici măcar nu era major. Foarte curând acesta își făcea un nume la Craiova. În sezonul 1986-1987, odată cu numirea în funcția de antrenor a lui Constantin Oțet, Gică a devenit titular de fier, lipsind doar în 3 meciuri pe parcursul întregului sezon. Următoarea ediție a diviziei A, fundașul de 20 de ani a început în Oltenia, însă în iarna lui 1988, pentru restul sezonului, a fost împrumutat la Steaua. Pentru el a fost o experiență grozavă și asta pentru că obținea alături de roșii albaștri primele trofee din carieră, titlul, dar și cupa. După ce se termina aventura din Ghencea, Popescu revenea în Oltenia pentru încă 2 sezoane, dar deja era privit altfel de lumea fotbalistică. Acesta și-a făcut debutul în selecționată la 21 de ani în 1988. Peste un an, în 1989, datorită evoluțiilor excepționale în tricoul Craiovei, Gică Popescu era desemnat pentru prima dată fotbalistul anului în România. Ulterior avea să mai câștige acest titlu încă de 5 ori. Iar în vara lui 1990 a mers cu tricolorii la campionatul mondial din Italia, unde avea să ajungă până în optimi. Făcea cuplu în centrul defensivei cu Ioan Andone și juca în toate cele 4 meciuri, fără să fie schimbat vreodată. După sfârșitul turneului, la rugămințile lui Sir Bobby Robson, jucătorul de 22 de ani s-a mutat în Olanda, semnând cu PSV Eindhoven. În țara lalelelor, Baciu avea să petreacă următorii 4 ani, strângea 109 meciuri și marca numai puțin de 24 de goluri. De asemenea, devenea de 2 ori campion al Olandei și triumfa odată în cupă. Era vara lui 1994, Gică avea 26 de ani, s-a maturizat, a pus mușchi pe el, putea să joace la fel de bine și în centrul terenului și în centrul apărării. În ziua de azi, astfel de jucători sunt pe cale de dispariție, aș zice. Iar selecționerul Angel Iordănescu a profitat de acest lucru și la Mondialul din Statele Unite l-a utilizat pe Baciul pe postul de închizător, lăsându-i în nucleul defensivei pe Miodrag Belodedic și Didi Prodan. Această formulă avea să dea mare roadă. România se impunea într-o grupă din care mai făcea parte Columbia, SUA, țara gazdă și Elveția. În optim, tricolorii treceau cu 3-2 de Argentina, ca și în toate cele 3 meciuri din grupe, Popescu a fost integralist. Și victorie! Victorie!
În sferturi însă România se ciocnea de Suedia, iar Scandinavii aveau să meargă mai departe în urma loviturilor de departajare. După un turneu de legendă făcut de tricolori, era evident că un jucător cu potențialul lui Popescu nu mai poate rămâne la PSV. Așadar, în septembrie 1994, contra sumei de 2,9 milioane de lire sterline, Baciul pleca în Anglia și semna cu Tottenham Hotspur. În inima Angliei, Gică însă nu avea să petreacă decât un sezon, bifa 23 de partide și înscria 3 goluri, apoi în vara lui 1995 pleca din Albion și semna cu Barcelona pentru 3 milioane de lire. Pe Camp Nou, timp de un sezon, l-a avut cu echipier pe Gică Hagi, iar în vara lui 1996 ambii aveau să plece împreună cu echipa națională la campionatul european din Anglia. Tricolorii însă rămâneau blocați într-o grupă din care mai făceau parte Franța, Spania și Bulgaria. Părăsind prematur competiția, Gică Popescu s-a întors la Barcelona, unde afla vestea bună că vechiul său prieten, Sir Bobby Robson, a fost numit în funcție de antrenor al catalanilor. Legendarul tehnician englez îi încredința banderola de căpitan românului și nu avea să dea greș. Condusă din teren de Popescu, Barça triumfa în Cupa Spaniei și în Cupa Cupelor, impunându-se în finală în fața lui PSG. Unicul gol era marcat de Ronaldo, il fenomeno. În vara anului 1997, la aproape 30 de ani, în mod surprinzător, Baciul urmează calea lui Hagi și pleacă la Galatasaray. Pe lângă rege, în capitala Turciei mai evoluau și alți români, Adi Ilie, Iulian Filipescu sau Ionuț Nuțu. Din primul sezon, Popescu și compania dirijați de maestrul Fatih Terim deveneau campioni ai Turciei. La puțin timp după ce au sărbătorit titlul, românii și-au făcut bagajele și au zburat spre Franța, unde erau așteptați de englezi, columbieni și tunisieni, celelalte echipe din grupa G a mondialului din 1998. După victoriile contra Angliei și Columbiei, tricolorii au obținut prematur calificarea în sferturi, iar la duelul contra africanilor s-au prezentat într-un look neobișnuit, care a rămas pentru totdeauna în istoria fotbalului. A fost un egal cu scorul de 1-1, dar chiar și așa România a trecut de grupe de pe primul loc, însă în optim venea înfrângerea la limită contra Croației. Davor Šuker marca din penalti golul fatal. După mondial, Adrian Ilie, autorul reușitei minune contra Columbiei, a plecat la Valencia, iar Popescu, Hagi și Filipescu s-au întors la Galatasaray, unde în sezonul următor aveau să triumfe în campionat și în cupă. Următoarea stagiune, 1999-2000, avea să fie una dintre cele mai frumoase din cariera lui Gică Popescu. Și asta pentru că își apăra titlul și cupa în Turcia și, desigur, în 17 mai 2000, pe Parken Stadium din Copenhaga, Galatasaray juca finala cupei UEFA în compania celor de la Arsenal. A fost 0-0 pe parcursul celor 120 de minute, iar trofeul a fost disputat în seria loviturilor de departajare. Golul gloriei a fost marcat de eroul episodului nostru, după ce câteva clipe în urmă croatul Šuker rata pentru Dunar de la punctul cu VAR. This to win it. Popescu! It's all over. Arsenal have been beaten in Denmark. Pe val de încredere, Gică Popescu a mers la Euro 2000 din Olanda și Belgia. România a făcut parte din grupa morții alături de Anglia, Portugalia și Germania. Încă mai era vremea când numele adversarilor nu contau deloc pentru tricolori, care treceau lejer de faza grupelor, în sferturi însă venea înfrângerea contra Italiei. Popescu, accidentându-se în meciul contra englezilor, nu a putut din păcate lua parte în duelul cu squadra azura. Accidentarea însă nu a fost una gravă, așa cum în 25 august 2000, era recuperat totalmente pentru Supercupa UEFA contra Realului. Galatasaray, care între timp era preluată de Mircea Lucescu, se impunea cu 2-1, turcii erau în extaz. Sezonul 2000-2001 avea să fie ultimul pentru Popescu la Galatasaray, așa cum în 19 august 2001, din cauza diferendelor financiare cu gruparea turcă, la aproape 34 de ani, acesta semna cu Lecce în Serie A. Italienii i-au oferit un salariu de 2 milioane de dolari pe an, totuși în Turcia avea cu 500 de mii mai mult. Deși contractul a fost semnat pe 2 ani după doar un sezon în care strângea 28 de meciuri și înscria 3 goluri, acesta fugea din cizmă și se întorcea în România, unde era așteptat cu brațele deschise de Tică Dănilescu și Cornel Dinu. Dinamo îi oferea din start banderola de capitan și tricoul cu numărul 5, însă în Ștefan cel Mare, Baciu avea să petreacă doar jumătate de an. Între timp, nemții de la Hannover 96, pierduți prin coada clasamentului, prin vocea președintelui Martin Kind, au declarat că intenționează cu orice preț să evite retrogradarea, iar pentru asta ar fi dispuși să aducă un mare jucător, iar acesta este nimeni altul decât capitanul naționalei României, Gică Popescu. În
dimineața lui 27 ianuarie 2003, fotbalistul de 35 de ani alături de impresarul său Ioan Becali au zburat spre Germania. După un debut superb în Bundesliga, la sfârșitul lui martie, Baciul a luat parte la acel 2-5 controversat contra Danemarcei. De altfel, acesta urma să fie ultimul meci în echipa națională după 115 selecții și 16 goluri, 3 campionate mondiale și 2 europene, Gică Popescu și-a anunțat retragerea din selecționata României. În continuare, românul avea să își îndeplinească misiunea la Hannover, ajutându-o să termine pe locul 11. În vara lui 2003, marele fotbalist nu și-a mai găsit motivarea de a continua cariera. Nici nu mai era neapărat nevoie, avea deja o vârstă, iar în anii lăsați în spate a demonstrat suficiente pentru a-și trece numele pentru totdeauna în istoria fotbalului românesc și în istoria fotbalului mondial. Atât pentru astăzi, prieteni. Dați like dacă v-a plăcut. Abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal. Și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!